Aproape 900 de fermieri din raionul Creuleni vor putea să obțină o roadă mai bună și respectiv venituri mai mari, și asta pentru că a fost lansat primul sistem de irigare reabilitat din fondurile programului compact al Guvernului Statelor Unite. Prin acest proiect, finanțat de către guvernul american, am reușit împreună să mobilizăm și sectorul privat. Și ceea ce a spus dumneavoastră, că deja avem o componentă a acestui proiect, investiția privată, mă bucură în mod special, fiindcă una din ideile acestui proiect au fost tocmai să arătăm că e posibil și să catalizăm interesul din partea sectorului privat în reabilitarea sau lansarea unor proiecte noi. Statele Unite ale Americii susțin strategic dezvoltarea Republicii Moldova, iar lansarea sistemului de irigare demonstrează acest lucru. Gustul fructelor și al legumelor moldovenești fac diferența. Acest proiect este un tribut pentru agricultura din Moldova. Suntem alături de voi în parcursul european pe care l-ați ales, inclusiv prin acordarea sprijinului în dezvoltarea agriculturii. Construit acum 35 de ani, sistemul de irigare de la Creuleni nu a fost reabilitat niciodată și funcționa parțial. În locul conductelor vechi din azbest au fost instalate țevi de densitate înaltă, ce corespund cerințelor de mediu ale Uniunii Europene și au termenul de exploatare de peste 50 de ani. Accesul la apă va fi asigurat pentru 778 de hectare de teren agricol. În luna noiembrie urmează să fie dat în folosință și sistemul de irigare de la Lopatna. Rămâne proces de reabilitare alte patru sisteme pe Nistru, Jora de Sus, Puhăceni, Roșcani și Coșnița, dar și alte patru sisteme de irigare pe râul Prut, Blindești, Grozești, Leova și Chircani-Zârnești. Aceste sisteme vor fi date în exploatare în prima jumătate a anului 2015.